Dacă este un timp și un loc și o bucurie în viață pe care aș pune o cea din tăi, este trăirea noastră în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului său. Și spun aceasta pe baza unei promisiuni care e mai tare decât cerul și pământul. Dacă vă adunați pentru numele meu, eu sunt în mijlocul vostru. Astfel că noi ne adunăm pentru numele Domnului, acum să ascultăm cuvântul acesta și Conform promisiunii Lui, El este în mijlocul nostru. De aceea, Doamne, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru prezența Ta și îți mulțumim pentru călăuzitorul și învățătorul Duhul Sfânt. Fă ca El să ne călăuzească în tot adevărul așa cum ai promis, Doamne, și să ne cheme totdeauna sufletele spre Tine. În numele Domnului Isus. Amin. Rugămintea lui Gedeon. Este o... o o serie mai mare de prezentări sub acest titlu, în măsura în care vom avea timp și posibilități, le vom prezenta. Dar, pentru ocazia aceasta, ne oprim asupra unui lucru de însemnătate, aș zice. Nu vreau să folosesc cuvinte din acestea goale, dar eu zic de toată însemnătatea, pentru că, dacă acesta nu este primit degeaba am primit toate celelalte, iar dacă acesta este primit, el sfințește și validează tot ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Sunt lucruri cum ar fi o siguranță la o casă, cu toată instalația electrică, o siguranță centrală. Dacă aceasta sare, toată casa e în întuneric. Și la fel este aici și anume, ce facem cu biruința? De obicei ne întrebăm ce să facem ca să biruim. Foarte bine, e bună întrebarea, am ajuns până aici, dar nu s-a terminat. De aici de abia începe, după ce am căpătat biruința, ce facem cu ea? Aceasta e o întrebare și doi, ce face ea din noi? Noi ne întoarcem dintr-o lume pe care cartea Epistola către o numește moarte. Voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre. Măcar că trăiam, eram morți în păcate întorcându-ne din această vale a morții și devenind copiii lui Dumnezeu, fiind deliberați, fiind făcuți biruitori asupra firii pământești, asupra păcatului, fiind făcuți biruitori în Domnul Hristos, mare întrebare care se ridică este ce faci cu biruința aceasta. Păi poți să-ți atribui această biruință, eu sunt cel care am poți să neglijeze această biruință, chiar să o disprețuiești. A doua întrebare de extremă importanță este ce face din tine această biruință. Pentru că au fost oameni care au fost umili înainte de a fi biruitori și au devenit diavol după ce au ajuns biruitori, după ce au rezolvat o problemă a vieții oarecare. Îndată ce au rezolvat-o, au devenit diavol. În privința aceasta, Bunul Dumnezeu a instituit o sărbătoare în Israel pe care noi trebuie să o ținem în fiecare zi și de fiecare dată, și anume sărbătoarea recunoștinței vii înaintea lui Dumnezeu și repeți cuvintele acestea. Tatăl meu era un om pierdut, un arameu pribeag, Dumnezeu m-a luat de acolo și m-a adus în locul acesta. Repeți pentru că uiți. Și pentru că și mai rău ajungi să-ți atribuiție de aceea, trebuie să zici, nu înțelepciunea mea, nu puterea mea, m-a adus aici, ci brațul lui Dumnezeu. Trebuie să nu proaspăt acest lucru. Nu că Dumnezeu are trebuință de cineva să-i aducă aminte ceva, ci noi avem trebuință să ne aducem aminte de lucrul acesta. Titlul temei de astăzi este Rugămintea lui Ghedon. Și aici, în uh, capitolul 8 din Cartea Judecătorii, avem noi descris un episod cu tremurător în care uh, oamenii din Madian au atacat, cetate, au atacat poporul Israel și o vărsare de sânge, cum nu s-a pomenit o primejdie, ca aceasta rare ori a venit pentru că ei au înconjurat, a, uh, uh, au încercuit Poporul la care era lipsit complet de șansă în ce privește confruntarea cu acești oameni, iar acești oameni veniseră acolo ca să nu lase piatră pe piatră. În mijlocul acestei cumplite crize, când nu era niciun fel de izbăvire, deodată Dumnezeu cheamă un om al nimănui, un nimeni, am zice noi, dar în momentul când cineva cheamă, când Dumnezeu cheamă pe cineva, nu, nimeni nu mai este nimeni, ci atunci el devine chemat de Dumnezeu. Gedeon răspunde chemării acesteia într-un fel în, pe care îl cunoaștem noi și uh, Marea Biruință uh, este dăruită literalmente de Dumnezeu. El este Biruitorul. Uh, Gedeon este. În mâna lui Dumnezeu, împlinește planul lui Dumnezeu, merge pe căile lui Dumnezeu, deși de atâtea ori nici nu se vedea de ce ar trebui așa ceva, dar el, el ascultă la, la cuvântul tău, voi face aceasta, spune el. El ascultă și merge cu mine până la capăt. Acum, iubiții mei, e marea problemă. Ce facem cu biruința aceasta? Și ce face ea din noi? Odată ce am venit la credință, odată ce am biruit păcatul, patimile, adicțiile, desfrânările, toate nenorocirile acestea care sunt plăgi ale sufletului uman, odată ce le-am biruit, ce facem? Odată ce ne-am făcut sănătoși, i-a spus Isus omului acestea, vezi că te-ai făcut sănătos? Acesta nu e capătul drumului. Vezi ce faci cu sănătatea aceasta, vezi ce faci cu izbăvirea aceasta, pentru că te poți întoarce înapoi și poate să fie de 7 plus 1 ori mai rău. Vezi ce faci cu sănătatea aceasta care ți-a fost dată de Dumnezeu. Vezi ce face din tine. Vezi ce faci cu biruința aceasta asupra lui Madian. Vezi ce face ea din tine. Atunci poporul lui Dumnezeu, Israel, s-a gândit că ar fi bine să extindă, să facă o stare permanentă această biruință și au, au spus lui Gedeon în versetul 22 bărbații lui Israel au zis lui Gedeon domnește tu peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian domnește tu peste noi. Răspunsul lui Gedeon este colosal. Gedeon le-a zis, versetul 23 eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. El știe de unde a venit biruința aceasta. El știe cine este adevăratul domnitor al lui Israel. Sau l-a uitat treaba aceasta, dar vom vorbi despre el cu o altă ocazie. Este singurul rege care trebuie să se așeze pe un loc pe care a stat Dumnezeu înainte. Pe mine mă leapădă, și au pus un împărat. E o problemă serioasă aici. Gedeon spune: Nu noi vom domni, nu eu voi domni, nu copiii mei, nu, noi nu avem astfel de, de căutări, ci Domnul va domni peste voi. Dar poți să gândești că și spunem adesea că o cădere sau căderea în sine este un proces lung și gradual. Uneori este foarte scurt și fulgerător. Amintiți-vă de Petru, când Isus la numit pe această piatră, voi zidi biserica mea declarația lui, tu ești Hristosul. Aceasta era piatra, pe această piatră, tu ești Hristosul. Biserica se numește creștină pentru că este pe stânca Hristos Iisus. Nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri, ci Duhul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte îi spune Iisus. Imediat după cuvintele acestea, Iisus spune care va fi drumul de jertfa lui, cum, oamenii, cum își va dărui viața, cum oamenii se vor purta cu el și cum a treia zi va învia. Petru, cel care era nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci toate cele care i le-a spus Iisus, Petru sare ca ars în fața acestei perspective și spune să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Cuvintele sunt destul de de consistente să te ferească Dumnezeu. Problema este că Petru nu știe ce origine au și vreau să spun că, într-o clipă, imediat după, n-a trebuit un proces lung de cădere, imediat după s-a prăbușit și a devenit într-o Satana s-a într-o în el. Și acest lucru se întâmplă și în alte împrejurări, la care poate vom reveni în cadrul uh, acestei serii, dar, dar Gedeon, imediat după ce a fost chemat să domnească, împreună cu casa lui, imediat după ce a preamărit pe Dumnezeu, spunând că El este Domnitorul, imediat după aceea, în versetul 24, Gedeon le-a zis în convorbirea aceasta, în dialogul acesta. N-a fost un proces lung de gradare, de, 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 de cădere sau de degradare, ci a fost ceva momentan. Spun acest lucru pentru că noi nu trebuie să privim cu indiferență la procesul, la, la unghiul în care mergem noi, fie că este de cădere, fie că este de urcare. Nu trebuie să privim cu indiferență, nu trebuie să gândim că trebuie un timp lung pentru așa ceva. Nu! Se poate întâmpla într-o clipă. Într-o clipă ești pe munte și în clipa următoare în prăpastie. De aceea vegheați în orice clipă. Această, la aceasta ne-a chemat cuvântul lui Dumnezeu. Imediat după lucrul ăsta, Gedeon spune, versetul 20, am să vă fac o rugăminte. De aici avem noi titlul rugămintea lui Gedeon. Am să vă fac o rugăminte, spune el. Dați-mi verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă, verigi de aur pe care prăjmașii aveau verigi de aur că ce erau ismaeliți. Bun, ei au zis, ți le vom da cu plăcere. Și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Oamenii s-au gândit că sunt pentru economia casei lui Gedeon. Și acum, odată ce a fost chemat să fie domnitor, sigur că are trebuință și are mari cheltuieli și atunci ei cu plăcere susțin această lucrare a domniei lui Gedeon. Toate arunc, își aruncă verigile pe o manta, greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicle de aur, e o greutate extraordinară, afară de lunișoare, cercei de aur, haine de purpură pe care le în împărații Madianului și în afară de lănțișoare de la gâtul camiliilor, afară de asta. Deci este... Este, un... Ce s-a întâmplat imediat după ce el a spus: Domnul va domni peste voi? Un cuvânt ne mai Versetul 27. Gedeon a făcut din ele un efort și l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns, urmăriți cuvintele acestea, o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Imediat după lucrul acesta, așa de repede rugămintea lui Gedeon, el primește cu o modestie de-a dreptul plină de evlavie chemarea de a conduce poporului Dumnezeu. El vorbește despre casa lui și încoronează toate acestea numindu pe Dumnezeu Domnitor. Dar când faci o astfel de cerere, spre exemplu, am o rugăminte, vă voi face o rugăminte și când oamenii au dat tot aurul, gândind probabil că va fi folosit într-un scop sau altul, probabil că nimeni n-a știut în ce scop va fi folosit. Gedeon nu a spus lucrul acesta, dar el avea în minte așa ceva. Și atunci, pentru că s-a văzut din ceea ce a făcut el cu adevărat. Și când lucrul acesta ajunge o pricină de desfrâu, și pentru tot Israelul, toată țara, tot poporul a fost corupt teribil în închinarea lui la Dumnezeu din cauza faptei lui Gedeon. Și când lucrul ăsta ajunge o cursă pentru propriul tău suflet și pentru casa ta, întrebarea este, ai ținut cont de Dumnezeu? A fost Dumnezeu Domnitorul tău? Că dacă tu spui că Domnul va domni peste voi, domnește și peste tine. A fost Dumnezeu domnitorul tău când ai făcut o astfel de rugăminte și când oamenii ți-au dat și ce ai făcut din ele și ai corupt întreaga țară, întregul popor al lui Dumnezeu l-ai corupt la acest desfrâu în închinare și de asemenea te-ai nenorocit pe tine, a fost o cursă pentru sufletul tău. Și a fost o cursă pentru casa ta. Nu ai cum să fii un blestem pentru un popor întreg, fără să fii mai întâi un blestem pentru tine și pentru casa ta. N-ai cum să faci rău altuia înainte de a-ți face ție, cel din tâi lucru. Astfel se ridică întrebarea: ce a făcut piruința aceasta din Gedeon? În ce l-a transformat pe el? ce a însemnat această biruință pentru el, a pus-o el în valoare cu adevărat, că tocmai acesta era subiectul. Subiectul era... Subiectul războiului era că madianiții supuneau poporului Dumnezeu la închinarea Dumnezeilor lor. Avem o altă împrejurare despre care vom vorbi pe viitor, în care un împărat a zdrobit armata inanică în război care era atât armata, cât și zei lor erau acolo prezenți pe câmp și după aceea a luat, a luat idolii lor și i-a pus în casa lui și s-a închinat pentru ei. Este pur și simplu noaptea minții. Dar aici vorbim de noaptea sufletului, asupra căreia de asemenea vom reveni. Lucrul acesta trebuie să ne preocupe pe noi în fiecare zi și mai ales în momentele când, prin harul bunului Dumnezeu, am depășit o, anumit, o anumită situație în viața noastră personală, sau cea de familie, sau cea de biserică. În Romani, capitolul 8, versetul 35, Biblia spune: Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și foarte bine spune. Dar ne spune: Necazul strâmtorat, pregonirea, moartea nu ne vor despărți niciodată. Cine ne va despărți? Pe epistola către evrei spune. O inimă rea și necredincioasă. Aceasta te poate despărți. Pe Gedeon nu l-au înfrânt madianiții, dar l-au înfrânt propriul lui suflet. A fost înfrânt cu mâna lui, cu propria lui mână. Înfrângerea nu a fost numai a lui, ci a fost a întregului poporul lui Dumnezeu și a casei lui și a sufletului lui. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Posibilitatea este la îndemână și foarte aproape de noi, propria noastră inimă prin răutate și prin necredincioșie. Să nu aibă nimeni o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de viul, lui, viul Dumnezeu. După ce Gedeon a numit pe Dumnezeu domnitor peste Israel și, bineînțeles, peste viața și casa lui, i-a întors spatele pe loc și a făcut acest idol acest efort pe care l-a așezat acolo și asemenea celor care au făcut vițelul de aur au spus uite acesta este Dumnezeul tău care ți-a dat biruința asupra madianiților și se închinau la o bucată de aur turnată într-un fel sau altul. În toate aceste lucruri scrie roman capitolul 8 prigonire, foame, te lipsesc în okay. în toate acestea suntem mai mult decât biruitori dar toate acestea nu sunt toate mai sunt multe altele și între primejdile cele mari, propriul nostru suflet este și poate să devină fie un instrument sfânt și binecuvântat în mâna lui Dumnezeu și prin propria ta viață și inimă ești binecuvântat și crescut și înnobilat de Dumnezeu sau propria ta inimă te desparte de Dumnezeu și duce la cădere. Inima este nespus de înșelătoare, de desnădăjdui, de rea. Cine poate să o cunoască? Nimeni să nu și întemeze credința pe propria lui inimă. Iubiții mei, rugămintea lui Gedeon arată că de fapt el pierduse din vedere pe Domnul. În chiar clipa în care a înălțat pe Dumnezeu ca domnitor peste Israel. Cererea lui Petru Arată că a pierdut din vedere cine era Isus, să te ferească Dumnezeu pe Isus, să-l ferească Dumnezeu, să te ferească pe tine, dar pe Isus să-l ferească Dumnezeu. A pierdut din vedere niciodată, n-ar fi spus așa ceva, dacă ar fi e, continuat să creadă că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Păi da, a, 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 chipul tău, el este chipul lui Dumnezeu, e, în tipărirea ființei lui lui, spui să te ferească Dumnezeu. Petru a pierdut din vedere cine era Isus și cea, chiar propria lui mărturie, de, făcută cu câteva clipe înainte. Gedeon a pierdut din vedere faptul că a numit pe Dumnezeu Domnitor. Întreabă Mântuitorul nostru, de ce zici Doamne dacă n-asculti de mine? Dacă nu crezi cuvintele mele, nu are rost să zici Doamne. Poți să zici altceva. Poți să zici unul dintre învățători sau poți să zici un filozof, un... Sunt multe care se pot spune, bun diavol, eventual, cu Domnul diavolilor lucrează. Indiferent ce altceva, dar când ai spus Mântuitorului nostru, tu ești Domnul vieții mele, atunci orice hotărâre a ta, orice plan altă, trebuie trăit în prezența Lui. Așa cum învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem de grabă în epistola către Efeseni și să observăm ceva de neimaginat. Aici, în această epistolă, ni se pomenește nouă despre ziua cea rea. Iubiții mei, dacă vă întreabă cineva ce este ziua cea rea pentru tine, atunci voi să vorbiți lucrul acesta care este scris în Scriptură. Ascultăm, deci, cuvântul lui Dumnezeu. Întăriți-vă în Domnul, versetul 10, și în puterea tăriei lui. Pentru ce, Doamne, să ne întărim? mai departe. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Doamne, e război? trebuie să ține, ca să țineți piept împotriva uneltirilor diavolului, că nu avem de luptat cu oameni, carnea și sângele, ci împotriva căpetenilor, domnilor, stăpânilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din vazduh. De aceea, din motivul acesta, luați toată armătura lui Dumnezeu. Care e motivul, Doamne, ca să puteți să vă puteți împotrivi versetul 13 FSN 6, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Deci toată pregătirea aceasta, toată echiparea aceasta este pentru această zi, ziua cea rea. Așa este, este. Dacă nu e o zi rea, e ziua cea rea. Wow! Ce înseamnă lucrul ăsta? Echipare, pregătire, stai gata, veghează toată armătura lui Dumnezeu, întărește-te în Domnul și în puterea tăririi pentru ziua cea rea. Care este această zi, Doamne? Să citim mai departe ce spune versetul 13. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Care este ziua aceea ce are? După ce ai biruit totul. Noi nu putem să spunem că am biruit totul. Dar după fiecare zi a biruinței, urmează ziua cea rea în care sufletul ne este pus la încercare cu privire la biruință, la ce înseamnă ea pentru noi și cum o vom folosi noi, cum o vom pune în valoare această biruință și doi, în ce ne transformă ea pe noi, ce face ea din noi. Ați observat că oamenii nu mai rămân aceiași când ajung să aibă bani. Nu mai rămân aceiași când ajung să aibă putere sau faimă în lume. sau Așa cum spunea poetul Vasile Militaru, când sărac se naște omul și bogat ajunge în urmă, nu își mai recunoaște frații cu care mergea în turmă. Că... Ca... Și ne... spunea cineva, zice, acum aparținem unei alte clase de oameni. Așa este, dar nu unui alt domn și Dumnezeu. S-a putut schimba imaginea de sine a cuiva dar nu se schimbă niciodată chipul lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Ziua ce are urmează după ziua biruinței. Ce facem cu acest lucru? Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, având platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râmna Evangheliei păcii, luați scutul credinței ca să stingeți săgețile arzătoare a celor, luați cu luați sabia Duhului care este cu... Pentru ce, Doamne? Pentru ziua cea rea. Pentru toate acestea. Tot ce citim aici în acest capitol, am auzit descrisă de multe ori armătura aceasta în tot felul de termeni și buni, și, dar rar am înțeles sau până acum, acum am văzut că de fapt totul este în vederea acestei zile, numită ziua cea rea care vine după biruința câștigată în Domnul Hristos. Pe deasupra tuturor lucrurilor. Dragii mei frați, este un... Privilegiu mare să fim învățați de acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător și pe care Domnul a așezat aici ca să ne învețe, ce să facem cum să biruim în primul rând, doi, ce să facem cu biruința în orice domeniu, cu succesul, cu rezolvarea, cu realizarea, cu recăpătarea sănătății. Vezi că te-ai făcut sănătos. O, oh, gata, nu mai sunt atent la nimic. Din potrivă, de acum încolo ești și mai atent la toate aceste lucruri pentru că te-ai făcut sănătos. Nu te întorci la căile neatenției dinainte ca să ajungi într-o stare și mai rea. Gedeon, ai biruit, minunat fii atent, acum urmează ziua cea rea, după ce ai biruit totul, sufletul tău va fi greu cercat de chiar această biruință. Cum o vei folosi și ce va face ea din tine? Aceasta este marea întrebare a sufletului nostru. Iubiții mei, frați, este un scenariu cu tremurător acesta, ca după ce ai biruit totul să urmeze ziua cea rea, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul profetic care ne-a învățat acest lucru. Ați citit și ați auzit și ați înțeles. Unele dintre accidentele cele mai grave s-au întâmplat foarte aproape de casă, când oamenii au lăsat garda jos, cum se zice, au diminuat atenția că deja. Sau nenorocirea naufragiului din fapte șapte s-a întâmplat datorită faptului că oamenii se considerau siguri pe țintă. Este ca și ajuns, este ca și făcut și acolo au pierdut din conștiința lor pe Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că aceste lucruri sunt lăsate, sunt lăsate pentru învățătura noastră. Prețuiesc enorm de mult privilegiu care mi se acordă de a aduce în fața voastră astfel de lucruri. Nu se mai sfârșesc venind. Lucrez la o predică și mi-am notat astăzi cinci alte predici care vor urma pe parcurs. Le-am scris la cele care sunt în lucru. Sunt, sunt binecuvântat de Dumnezeu și suntem binecuvântați cu toții prin cuvântul Său, dar ce vom face cu acest cuvânt? Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna biruința să fie spre binecuvântare, să nu fie spre prăbușire și spre despărțire de Dumnezeu. El să ne ajute ca niciodată să nu fim transformați în asemănarea răului pe care l-am biruit, nu cu care ne luptăm, după ce veți fi biruit totul. Pericolul nu este doar în timpul luptei, ci după ce l-am biruit răul, atunci riscăm să. Suntem atacați cu. De aceea, Biblia spune: Luați toată armătura lui Dumnezeu, stați gata, în mijlocul încins. Totdeauna privirea țintă la căpetenia și desăvârșirea Credinței noastre. La tine privim, Doamne Iisuse, Tu ești căpetenia și desăvârșirea Credinței noastre. Condu pașii noștri în lupta aceasta, fără egal. Dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos și ajută, Doamne, ca această biruință să nu ne biruie niciodată, ci în tine să fim mai mult decât biruitori. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin!